Ne aflăm la Biserica Sfântul Anton din capitală, unde se află una dintre cele mai apreciate icoane din România. Este vorba de icoana Sfintei Parascheva de la Iași, care a fost pictată de Arsenie Boca. Ne bucurăm mult de prezența icoanei Sfintei Cuvioase Parascheva în biserica noastră, pentru că Sfânta Cuvioase Parascheva este căutată de mulți credincioși, dar mai ales pentru faptul că este pictată de Părintele Arsenie Boca. Este o icoană făcătoare de minuni și toată lumea vine și se roagă la ea. Mulți credincioși care vin aici consideră că această icoană le-a adus mult bine și este o icoană făcătoare de minuni. Eu cred că la orice icoană, dacă ne rugăm așa cu multă stăruință, eu cred că ajutorul vine din partea Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și, bineînțeles, și a Sfântului care este reprezentat pe icoana, în icoana aceea. Sunt sigur că cei care fac rugăciune înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva au primit mare răspuns la problemele și rugăciunile lor. Cu siguranță că și rugăciunile care au fost făcute la această icoană sunt binevenite și cu siguranță au primit răspuns pentru toate problemele pe care le au. Aceasta a fost descoperită de Alexandru Valentin Crăciun în luna mai anului 2007. Acesta lucra la administrația monumentelor și din întâmplare a dat peste această icoană, care, spune el, i-a provocat și o revelație. Icoana aceasta a apărut în anii 1961-1968. Nu se știe foarte sigur perioada, anul în care a sosit aici. Cert este că în perioada aceasta Părintele Arsenie Boca era, să zic, lucrător la Sfântul Maicilor din București. Și atunci era la Arhiepiscopie consilier administrativ Părintele Dinu Provian, care era și paroh al bisericii de aici. Părintele Dinu Provian, pentru faptul că i-a făcut demersurile necesare pentru a veni la Sfântul Maicilor, a primit în dar de la Părintele Arsenie Boca această icoană. Părintele Provian a adus icoana în biserica de aici, n-a lăsat însă niciun fel de mențiune asupra provenienței acestei icoane. După ce Părintele Dinu Provian a trecut la Domnul și Bunul Dumnezeu a rânduit ca eu să vin în locul dumnealui aici ca paroh, am găsit această icoană așezată la loc de cinste în biserică, dar se întunecase din cauza fumului și a timpului care trecuse peste ea. Am luat icoana de acolo și am trecut să o curăț de fumul acela și să o scot la lumină. Asta în timpul acesta, când eu lucram la această icoană ca să o curăț, a venit un tânăr care mi-a spus că el cunoaște stilul Părintelui Arsenie Boca și zice, este icoana Părintelui Arsenie Boca. Iată ce spunea Alexandru Valentin Crăciun, cel care a descoperit icoana, despre momentul în care a găsit-o. Am aruncat o privire și mi-au căzut ochii pe icoana Sfintei Parascheva, pe care, deși fusesem acolo și înainte, n-o remarcasem. De aceea eu cred că a fost un moment ales de Dumnezeu. De ce nu o descoperisem până atunci? M-am bucurat mult de tot și după aceea am cercetat cu deamănuntul și într-adevăr așa era, icoana Părintelui Arsenie Boca, și atunci am considerat că este de cuviință ca să o mutăm la un loc și mai de cinste, în calea celor care mergeau spre icoana Sfântului Antonie cel Mare să se închine, și este pus în partea dreaptă în Sfânta Biserică la loc de cinste spre bucuria tuturor credincioșilor. Eu am gândit și m-a ajutat Sfânta icoană, Sfântă. E o icoană păcătoare de minuni și foarte, pentru creștini, e foarte bun. Sperăm cu ocazia acestui material că vom reuși să le spunem și celor care nu știau că Părintele Arsenie Boca a pictat această icoană. Dacă puteți să ne spuneți ce a urmat în destinul lui Arsenie Boca și cum vi se pare ideea bisericii de a-l canoniza. Părintele Arsenie Boca a avut o viață destul de nevoioasă din punct de vedere duhovnicesc. El a făcut studii înalte, a fost foarte bine pregătit. L-a învredicit Bunul Dumnezeu ca să devină și pictor. Viața lui, într-adevăr, a fost una grea, pentru că el a fost în disgrație pentru regimul comunist. A fost considerat legionar, a fost considerat ca apărat pe cei din rezistența anticomunistă, a fost arestat de nenumărate ori, a fost dus la canal, a fost băgat în toate închisorile. A avut mare suferință pentru faptul că
a fost numit ca starez la mănăstirea domnitorului Brâncovean, Sâmbăta de Sus, unde a făcut lucruri foarte bune. Și acolo a făcut o mișcare de reînnoire duhovnicească. Și era foarte căutat de către toată lumea pentru faptul că el știa să-i atragă pe toți. Dar a venit o altă supărare, că a trebuit să plece din mănăstirea aceea și să meargă la mănăstirea Prizlop, care era pur și simplu distrusă. Am fost și la mormânt la dânsul și, într-adevăr, face minuni. Deci, când ajungi acolo, simți că ceva se ridică. Da, eu cred în părinții la Sfânevo, cu eu, să știți că am avut o viziune așa, odată am avut un necaz, adică o problemă, și m-a ajutat foarte mult. Din nefericire, după câțiva ani de zile, și acea mănăstire a fost desființată. Au desființat în totalitate această mănăstire și ei au fost alungați din mănăstire. Mai mult decât atât, părintelui s-a interzis ca să mai poarte haina preoțească și să mai slujească ca și cleric. De aceea, suferințele și greutățile prin care a trecut părintele Arsenie Boca sunt grăitoare și sunt un pas, să zic așa, pentru situația în care el va fi rânduit ca să fie canonizat. Amintim că Arsenie Boca este în plin proces de canonizare, iar reprezentanții Patriarhiei Române spun că mai este doar un singur pas până să devină sfânt. Să-i ajute Dumnezeu să fie canonizat. Demersurile pentru canonizarea unui om duhovnicesc vine după multă și îndelungă chipzuință. Pentru că, în primul rând, trebuie să treacă ceva ani de la trecerea la Domnul și, în al doilea rând, trebuie să se dovedească că, într-adevăr, viața lui este demnă pentru a fi canonizat. Arsenie Boca a făcut minuni de-a lungul vieții sale. Da. Credeți, dumneavoastră, credeți că și icoana face minuni? Și icoana, da. Și părintele a făcut și icoana și face și în continuare. Să roagă multă lume și să știți că i-a ajutat pe multă lume. Din toate necazurile și din boli și din tot. I believe that there is something that we can explain. I don't know the reason, probably it's a miracle or not, but is that something special we got in our lives that we don't know how that happened. For us, it's better to believe in miracle, and it's a good way to believe in that. Yes, in some kind of way, yes, I believe in the miracle. Credeți în puterea icoanei? Nu cred că icoana are neapărat o putere, ci credința manifestată de noi dă icoanelor putere. Dacă cu adevărat vii cu toată dragostea și cu din toată inima te rogi. Nu așa numai să te faci că te rogi. Mi-a ajutat foarte mult. De altfel, știți că noi nu avem singura icoană aici care este atractivă, să zic așa, pentru că este făcătoare de minuni. Este vorba de icoana Sfântului Anton cel Mare și mai nou acum de racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Anton cel Mare, care sunt adăpostite de biserica aceasta de 2 ani și ceva. I'm a Christian from Portugal, and as a Christian I know that we should respect this kind of building and preserve it. Is one kind of our history that we should preserve for us and for the future. Mi-a plăcut pictura din biserică. Într-adevăr, am venit după foarte mulți ani aici și mi-a făcut o mare plăcere să revăd biserica și îmi pare bine că am văzut-o. Au grijă de ea. Da, și să sperăm că ne va ajuta. Biserica are și un muzeu parohial care deține o icoană cu Sfânta Treime de la stejarul Mamvri de la 1715, realizată în timpul domnitorului Ștefan Cantacuzino. De asemenea, mai există în muzeul bisericii o anaforiță dăruită bisericii de Sfântul Constantin Brâncoveanu, precum și alte obiecte de la sfârșitul secolului XVIII și din întreg secolul al XIX-lea.